Salut și bine v-am găsit din nou la un clip mirobolant, magnific, fantastic, cu pack opening. N-am mai făcut de ceva timp, cred că au trecut 3 săptămâni. Și am zis că hai să vedem, poate revine Bulanu pe un episod cu pack opening, ceva. E deja team 3 la Shapeshifters, n-am luat nimic cu la Shapeshifters, poate un Davis. Am zis că n-are rost să mai postez ceva cu pack opening în perioada asta, dar e cazul. E cazul și nu uitați, dacă vreți, săptămâna asta în weekend, cred că sâmbătă, clip cu drafturi, în care încerc din nou să bat recordul, care este de 194, deci am fost foarte aproape de la trecută. Dacă vreți clip în weekend cu drafturi, 150 de like-uri la acest episod până vineri seara. Aveți timp, nu știu ce faceți, dați share la prieteni, luați conturile de YouTuber, adică telefoanele cu conturile de YouTuber, bunicilor, părinților, fraților, surorilor, și hai să facem 150 de like-uri și lăsați un comentariu cu vreau draft, că și comentariile ajută la algoritm și mă ajutați și eu muncesc în plus să vă dau un extra clip. Hai să vedem cu aceste player pick-urile, care sunt slabe, dar am zis să le fac pentru că vreau să-l fac pe Bale, să de ce, și am nevoie de fodări cât mai mulți posibil. Am nevoie și de Team of the Week sau Inform, dar din Team of the Week sau Team of the Zen, Team of the Week sau Inform, că e același lucru. Dar din păcate ăia nu prea ai cum să-i procuri și eu în club nu mai am. O să fie o adevărată aventură. Aștept și nou promo de vineri seara, nu mai știu cum se numește, Summer Star sau ceva cu Summer, cred. Dar niciun walkout, ce să mai zic. Iar în 25 cu 84 în același pick și după 81 și 82. Atât se poate. Oare să iau un shapeshifter? Mi-e greu să cred. Dar m-aș bucura cu unul din 15 player pick-uri. Și nu e tot, ok, Casemiro Duplicate, I take it, nu e tot, avem și ceva pachete, un Ultimate și un pachet de 100.000, un Jumbo, din care acolo e posibil să iau un Shapeshifter, avem câțiva interesante, avem și Hero Shapeshifters, și toată lumea vrea Genola, eu nu o să mai vreau nimic, eu vreau doar resurse, încă un knockout, bă, destul de bine, nu e atât de rău, și încă unul, back to back. Și Casemiro, între Casemiro și Immobile, cred că au fost două player pick-uri doar. Iar aici ar fi trei la rând și unul după altul, ca poziționare, dar nu este. Volan cred că am mai luat. O să iau o war, să fiu sigur. Nu știu dacă am mai luat, cred că n-am mai luat, dar oricum nu m-a ajutat așa mult în 83. N-am vrut să risc. Și ultimele două, bă, a fost bine, n-a fost car special, dar s-au luat trei walkout-uri. Hai cu al patrulea, ar fi frumos. Bă, nu e. Ok, trebuie să-l bag repede pe Casemiro la Bale. Și asta a fost. Revin cu pack-urile. Hai să vedem la pachete dacă la player pick-uri am avut semi-noroc, deoarece au fost câteva walkout-uri, niciun car special. Cred că e greu să prindeți caruri speciale în perioada asta din pachete simple. Dar vreau cât mai multe walkout-uri ar fi indicat și sper să bage SBC-ul cu inform, orice tip de inform ar fi binevenit. Pentru că e nevoie și n-am făcut suficient cât a fost SBC-ul ăsta, nu știu ce l-au scos. Bine, marketul a urcat acum, dacă aveți inform din club și nu aveți să faceți cu ei, sunt tradable, vindeți-i. 80 plus jucători rar din ligile importante, walkout e bun, chiar dacă nu e walkout mare. Și este Gerard Moreno, ok, în 86 l-accept, pack de la Shapeshifter Cup. Joc acolo doar pentru token, nu prea mai îmi pasă de obiective așa mult, nici tokenii nu o să-i fac pe toți. O să fac cât mai puțin posibil la obiective. E amuzant acolo că se termină meciul la 1-0, ceea ce e bine, mai trebuie să stai să iasă adversarul, Asensio aici. Bă, nu știu, dar vreau mai bine. Totuși e iulie și nu mi-a dat niciodată să fi fost un drop atât de sărăcăcios vara în perioada asta. Dar avem acum super pack-uri. Sper să nu fie duplicate aici, pentru că nu mai vreau să fac player pick-uri, dar în caz că va fi, voi face. Nu vreau să dau cu XL la nimic, încerc să reciclez cât mai mulți jucători, pentru că nu mai am nimic, nici coins, nici mai nimic. Hai să vedem, Jumbo rar player spec, deci minim două walkout în aceste două pachete, imposibil. Walkout mare aici, ok, Italia, goalkeeper, Donnarumma 89. Pot să mai fie walkout-uri în spate, aș mai vrea două, dar știu că e greu. Pentru perioada asta ar trebui să mai fie două în spate, dar este ei sport și ne surprinde neplăcut ca de fiecare dată. Puțin fodări, poate la duplicates, nu. Și acum, ultimul pachet în acest episod probabil, sunt șanse foarte mari. Haide-mă.
dă-mi walkout, dă-mi car special. E walkout, e walkout mic și nu e car special. Dacă e walkout mic, adică Modric, hai cu încă un 87 după el, ceva 86, vreau două walkouturi aici. Deși jocul m-a ascultat, mi-a dat două walkouturi în acele două pachete, măcar câte unul pe pachet. Dar dezamăgitor, de aia n-am mai vrut să postez pe Pocăin, că mă așteptam să arate așa. Da, slab. Vreau să mai fac un update la echipă, pentru că n-am mai făcut de mult și poate unele persoane sunt curioase. În continuare joc 4-1-2-1-2. L-am făcut pe Soldier, dar n-am apucat să îl joc. L-am jucat puțin la One League, dar nu pot da seama acolo și la Shapeshifter Cup în seara asta. Pare puțin cam lent, dar e gameplay-ul diferit acolo, nu o să-l judec după cele meciuri incomplete. Ar juca CAM, rămâne în continuare Ronaldo și Rodrigo Striker. Pot să-l bag și pe Mbappé, dar nu prea-mi doresc asta. L-am mai testat, e în continuare cel mai bubuit jucător, animații scârboase, trece prin jucători. Cred că e singurul jucător la care se cunoaște 99 pace, dar nu e wow. Nu pot zic că, bă, dacă nu l-am pe Mbappé, nu pot să mă joc. Au venit aici ca Lulu, am mai încercat și pe Tonali, nu-mi place Tonali, statusuri cam mincinoase, mă rog, pe CDM probabil ar fi bun. Eu l-am jucat pe Tonali mai mult, second CM în 4-1-2-1-2, să urce acolo, nu mi se pare bun pe așa ceva, nu știu, nu-mi place așa mult, dar pentru ca Lulu am să mai schimb mijlocul, mai jucat să-mi scurci oamenii, Kimiș nu-mi place, nu prea mai am jucător, că i-am băgat la CBC-uri, de asta am un plan. Vă arăt imediat, schimb formația, nu mai știu exact ce 4-3-3 era. Dar era un 4-3-3 pe care vreau să joc Bale. Cred că ăsta e. Ar veni așa. Da, ăsta e, iar aici ar veni Gareth Bale, pe care l-aș juca pe CM în locul lui Tonali și cred că ar fi destul de bun, părerea mea. Știu că poate îl irosești, că ar trebui să fie jucat clar în atac, dar are 70 defending, poate mi-ai dau ceva de defending, nu cred că-i trei neapărat. Eu oricum joc cu mijlocașii să urce cei doi CM din 4-1-2, să urce în careu la pasă, să vină în spate la părere așa în tacticile, deci ar fi senzațional. Și mai schimb echipa, că Vanis m-a săturat, Ronaldo în atac, Soldier CM, nu știu cât de bun e pe CM, Vanis l-am testat, și Rodrigo în atac pentru că în continuare pare cel mai bun din echipă, nu știu statisticile dacă le mare bune. Am ieșit din multe meciuri și l-am băgat și la obiective și acolo îi se strică statistica, dar chiar sunt mulțumit de el. Văzusem recent pe Furbin, au făcut ei un fel de turneu cu voturi la cel mai bun SBC de anul ăsta, iar Rodrigo a ieșit câștigător. Da, chiar mi se pare cel mai bun SBC de anul ăsta, calitate, preț și ca statusuri in game, nu știu cum se mișcă, cum se simte, mi se pare destul de bun. Na, îți dai seama că dacă vrei să fii pro player, nu joci cu Rodrigo, dar pentru jucătorii casual chiar e un card foarte, foarte bun. Și asta ar fi echipa momentan. Da. Ce să zic, pe viitor poate să mai fac upgrade-ul aia, depinde dacă mai joc la Weekend X sau nu. Am mai jucat, am mai luat și pauză, dar iorurile nu aveam de ce să le pun. V-am zis, am vrut să fac o perioadă altceva pe canal în afară de pe Pocăin. Și da. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Eu am fost Aluc, la revedere!